Salut, dragii mei! Astăzi vă prezint un nou video din centrul Europei, din centrul tuturor evenimentelor, din centrul Zürichului. Ți-am promis că o să te iau, o să te iau cu mine, dacă ar fi să plec. Acum te las, te părăsesc, te-aș lua cu mine. Trăim într-o grabă, ne grăbim să creștem, ne grăbim să terminăm școli, ne grăbim să ne cumpărăm o casă, ne grăbim să mergem la muncă, ne grăbim să ajungem acasă și să ne odihnim. Oare de ce atâta grabă? Unde trebuie să ajungem? Nu trebuie să ai totul pentru a fi fericit. În trecut, oamenii nu aveau mai nimic, dar aveau timp. Iar noi avem totul, dar nu avem timp. Există o metaforă extraordinară de frumoasă în care zice: fericirea este ca mingea, alegi după ea și când o prinzi, îi dai cu piciorul. Trăim vremuri în care timpul nu ne mai ajunge, oamenii din credere dispar, prietenii devin străini, goana după bani disparte, iar frumusețea vieții dispare cu fiecare zi ce trece. Crește-ți viața așa cum e dată, cu bune, cu rele, pentru că multe se repetă, dar viața niciodată. Trăiești într-așa fel încât să nu-ți simte prezența, iar când ai pleca, să-ți simte lipsa. Prieteni, de asta toți trebuie să ne-am cont că dacă ne facem griji pe problemele zilei de mâine, distrugem liniște zile de azi. Ți-am promis că să te iau cu mine. Cu bune, cu rea. Să-ți simte lipsa. Așa că fiți aproape de ecrane, că în curând o să apară ceva foarte interesant. Asta a fost așa că ținem noi cont pentru viața e foarte frumoasă, trebuie trăită și numai bine.